Deci, ce nu se spune la știri despre acest conflict? Nu se spune poziția lui Dumnezeu la știri despre acest conflict. Dar Dumnezeu are o poziție foarte clară și foarte tranșantă. Iată, noi ieri, când ne-am întâlnit cu liderii, noi am studiat din lecția a 5. Da? Și iată aici, am citit, vă amintiți când Balac l-a chemat pe Balam? să blestemi poporul. Și Balaam a venit, dar el nu a putut blestema, el a vorbit numai ceea ce i-a spus Dumnezeu. Adică tot ce vorbește el sunt exact cuvintele lui Dumnezeu, nu sunt vorbele lui, sunt cuvintele lui Dumnezeu. Urmăriți vă rog cu mine, numeri 24, de la 3 la 9. Și el începe așa, Balaam și-a rostit prorocia și a zis, Iată ce zice Balaam, fiul lui Beor, omul cu ochii deschiși, cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu, cel ce vede vedenia tot puternic, cel ce cade cu fața la pământ și ai cărui ochi sunt deschiși. Ce frumoase sunt corturile tale, Iacove! El de acolo, de pe munte, vedea aranjarea aceea toată, o ordine nemaipomenită, au văzut cum au fost puse corturile. Vă amintiți? Noi am învățat toată ordinea, cum erau puse. Armatele nu făceau așa ceva. Ceva fantastic. Un popor de două milioane jumătate și într-așa o ordine. Tot o ordine nemaipomenită. El când vedea ce frumoase, zice, sunt corturile tale, Israele, locuințele tale. Ele se întind ca niște văi, ca niște grădini lângă un râu, ca niște copaci de aloi pe care i-a sădit Domnul, ca niște cedri pe lângă ape. Apropo, cuvintele astea le spune un om care a venit să blesteme Israelul. Un om care vroia rău acum Israelul, el nu-i vroia bine. Dar cuvintele astea le spun el, că Dumnezeu le-a pus în gură. Ascultați ce zice mai departe. Apa curge din gălețile lui și sămânța lui este udată de ape mari. Împăratul lui se înalță mai pe sus de Agag și împărăția lui ajunge puternică. Dumnezeu l-a scos din Egipt, tăria lui, adică a lui Israel, este ca abivol, lui, nu, tăria lui Dumnezeu este ca abivol lui pentru Israel. Deci cine îi dă puterea asta lui Israel? O țară mică, un număr mic de oameni, cine îi dă așa putere? Ia uitați ce se întâmplă, ați văzut harta? V-ați uitat la harta? Toate statele arabe nu pot face nimic nu pot face nimic. Cel mai lung conflict care durează aici și toate statele arabe nu pot face nimic. De unde vine puterea? Zice Dumnezeu îi dă puterea asta. Dar, ascultați atent versetul 8. Deci lui este ca abivului pentru el. El, Israel, nimicește neamurile care se ridică împotriva lui. Ați observat? Cine spune asta? Ascultați, dragii mei, ne convine, nu ne convine, indiferent care parte o luăm noi, indiferent ce credem noi, indiferent de partea cui suntem, indiferent la care protest am mers, de partea cui am mers, indiferent care steagă îl ținem în mână, el spune aici așa, el nimicește neamurile care se ridică împotriva lui Israel. Eu tare mult îi mulțumesc lui Dumnezeu că guvernarea noastră a luat o poziție care luat o luat-o acum. Ascultați mai departe le sfărâm în oasele. Auziți și noi, leu, le, ne îngrozim. Cine face asta? Dumnezeu îi dă putere lui Israel. Zice, le sfărâm în oasele și le prăpădește cu săgețile lui. Și eu când am citit săgețile, deodată mi-au venit în minte rachetele astea a Israelului. Cât de precise sunt, da? Acolo se dau rachete, așa, se dau multe, cât... 92% n-ajung la ținte nu știu cât din el, dacă 500, 500 nimeri, nimeresc acasă, explodează acasă, vă dați seama cum e precizia acolo. Dar aici cât sunt de precise toate. Aici spune, sfărâm oasele și le prăpădește cu săgețele lui. În doaie genunchi, Israelul e comparat cu o leoaică, zice, în doaie genunchii se culcă în tocmai ca un leu, ca o leoaică. Cine îl va scula? Binecuvântat să fie oricine, și cuvântul oricine aici înseamnă neamuri, orice popor. Binecuvântat să fie oricine te va binecuvânta. Și blestemat să fie oricine te va blestema. Asta de acum, vă amintiți că vorba asta eu mai spus-o și lui Avram odată. Vă amintiți? Eu zic vorba asta. Fiți atenți, asta vorbește Dumnezeu. Asta e punctul de vedere al lui Dumnezeu. El spune asta. El a hotărât asta. Este o profeție a lui Dumnezeu. El a hotărât asta. Lucrul ăsta la știri nu o să-l auziți, nu o să, să vi-l spună nimeni niciodată. Noi judecăm așa, ca și cum ar fi totul egal. Dar lucrul ăsta nu o să-l auzim la știri.